Hai, noroc și la mulți ani să ne dați nouă bani. Așa, dragilor, azi suntem cu Petrică. Tocmai executăm o pauză de 45 de minute. Mai avem o țără. Am mâncat și noi ca băieții. Ce avem noi bun aici? Nu am minunății. Așa, ia uite. Și apa noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă asta. Așa. Să le punem noi înapoi astea. Că ce n-am mâncat acum, mergem mai târziu. Dacă mai merge, dar până mai târziu ajungem noi acasă. Așa. Bun. Uite, bag asta e de gunoi. Sau ce e aici? Da, de gunoi. Bun. Asta am mâncat pe așa. Nu, las că asta punem separat. Dă o hârtie de acolo de jos. Ia să vedem, avem 27 de minute, mai avem 3. Aia e pe mată. Bun. Așa. Ca băieții. Ca în Germania, măi, ca în Germania. Un pic ca și pe comunitate, dar na. Mai light. Punem tot frumos. Cum a fost, Petre, până acum? Foarte bine. Ai învățat ceva? Foarte multe lucruri noi. Bun. Care nu le credea nici măcar la școală. Așa. Punem și ăsta așa, ce mai e de băgat? Putem să băgăm și ăștia. Ai, mai e ceva? Nu mai. Vrei apă la rece? Nu. Este suc de grefrit, vrei? Am. Bun. Așa, ia stai. Facem o țără revenială. Hello, my friends! Bun. 28 de minuțele, mai avem două și plecăm la drum. Așa, punem asta aici. Asta aici. Bun. Avem ditate, avem valoare. Avem și cafă, că e cea mai tare. Bă, dar mi-a provocat asta de dimineață, nu mă minun. Nu mă minun. Ia zi, Petre, ce ți s-o părut până acum cel mai interesant lucru? Așa, după cum ai văzut tu. Hopa! Tot a fost interesant. Interesant. Da, așa se. Atențiune, dăm cu fâsul. Nu de alta, dar avem fâs. Uite, bine că n-am dat cu fâsul în asta. Să vezi ce mă distram. Nouă de minuțele, mai un minuțel. Și pornim la drum. Așa. Facem lumină în sat. Îți las asta mai jos. Așa. Bă, dar avem probleme cu muștele, grupa mare. Ce e minunea asta? E bună. Dar las cu bea mai târliu. Și îi dăm cu cafeluță. Și după cum te poate observa, 30 de minuțele ca băieții. Avem 51 în total. Îi dăm cu a treia și plecăm. Hai să mai dăm cu una din asta românească. Ce ai văzut tu interesant aici? Cu băieții, cu comunitare. Nu mi-aș dori așa ceva. A? Ia zi la băieți, ce-a fost așa interesant aici? Un chiloț. Păi, era omul un chiloț ca băieții.
Hai. 31 de minuțele. E bine așa. Și se parti. Așa. Lasă, frate. Ne auzim mai încolo, dragilor. Când ajungi pe orice camion, primul lucru care să-l faci, pur și simplu să înveți bordul. Ca să știi toate, ăsta e retarderul, de unde se pornește pilotul automat, de unde sunt farurile, ceața, etc. Uite, de exemplu la ăsta trebuie să tragi de el, pentru ceață. Tragi odată și a doua oară se pune stopul de ceață pe spate. La altele cu pușca mea, buton, apeși butonul simplu. Ca la Renault T, are selectorul de lumini care se rotește, poți să-l dai peste cap că el merge în continuu și are două butoane pe el în mijloc, știi? Și ăla e ceața și stopurile de ceață. Uite, 60, anulăm retarderul. O ajutăm un pic, dăm drum la retarder. Mai avem de tras 60. Suntem în 70. Uite că de obicei aici așa mai stă garda. O să vezi aici așa o chestie. Uite, vezi pe chestia aia de tablă. Acolo pun trepiedul. Am trecut. Ei, după parapet o chestie așa dreaptă de tablă și acolo pun băieții trepiedul și tu numai să zâmbești frumos. Așa. Deci cu bordul neapărat, asta e primul lucru, să vezi despre ce, cu ce te ajuți. Ți-am zis mai înainte, că dacă nu știi de unde pornești, pornești frigiderul și tu aștepți să pornească clima. Și după aia, viteză redusă, tati, că nu e grabă. Adică dacă te grăbești, te grăbești pe banii tăi, știi ce zic? Ți-am explicat eu faza cu plătește X și Y. Dacă plătește, să plătească altele, că de obicei, de regulă, majoritatea, ce zic, plătește firma amenda, dar dacă îi pui problema de, cum se zice, de un radar, de exemplu, zice, păi dar nu, că n-am condus eu, adică tu trebuie să respecti limitele de viteză, păi, dar cum vine asta? Adică să tu plătești depășirile de regulament, să zicem așa, sau abaterile de la regulament, dar abaterile din codul rutier, alea, dacă e un radar sau ceva, nu mai plătesc. Deci aia e o întrebare cu skepsis care trebuie să-și pună fiecare. De ce nu se plătesc toate dacă e să se plătească? Ca exact așa. Și atunci intervine chestia, interesul cui e. Pentru că ăla care își cere că plătește firma, mizează pe faptul că n-o să, sau s-ar putea să nu fi oprit în trafic, știi? Și atunci el a câștigat mai mult. Dacă te oprește, asta e, o își asumă, plătește. E, dar dacă tu depășești viteza, e altceva. Și aia nu ți-o plătește, chiar dacă faci chestia pentru el. Înțelegi că aia e o chestie, altă chestie foarte importantă. Că poți să întâmpin, să zic, îți zice dă-i că plătește firma. În momentul în care tu îi dai că plătește firma, să zicem prin absurd, uite, ia radar, uite, alt 60, iar reducem. Retarder. Aleacă, maxim. Îi mai dăm drumul. Așa. Pentru că în momentul ăla, să zicem, tu ești pe barba lor, cum ar veni.
Și te blițuie un radar. Blițul nu o să-ți vină niciodată în momentul imediat următor, a doua zi. La fel cum, eu știu, amenda, depinde ce amendă și când te va prinde respectivul control. Și mizează pe chestia asta. Poate nu te prinde, înțelegi? Dar tu vei sta cu stres și de aia nu-i bine să marșezi la capitolul ăsta. De ce vrei să te faci șofer? De baraj. Am mai multe răspunsuri pentru el. Bagă. Pentru bani. Așa. Și place. Așa. Cu toate că tu lucri în Germania. Nu cunosc. Nu e stres. Toată lumea progresează, buddy, că e, așa e normal. La început e un pic mai așa cu dichis până-i prin șpilul și după aia laser, frate. Dar tu momentan lucrezi? Cam dată lucrez. În Germania? Dar în alt domeniu. Alt domeniu. Acum așa, comparativ cu domeniul în care lucri tu, zile la băieți așa, domeniu în mare așa, nu cu detalii. Să nu fie prin intermediar român. Da. Mult mai plătită, ai mai multe avantaje, salariul la timp, plus concediu plătit, multe, foarte multe avantaje. Câte ore lucri? Lucrez maxim 8 ore. 8 ore. Și vrei să lași tu 8 ore pentru o meserie în care poți să lucri 10, 12, 13 ore pe zi, cel puțin? Depinde de salariu. Da, bravo, bravo, bravo. Salariul e tot. E clar. Asta adică? Interesul meu. Adică ce implică la salariul ăsta? Să-mi fac treaba bine. Ore. De mai puține și bani mai mulți. Și dacă suplimentare să fie? Normal, plătite. Aia, tati. Păi da. Regulamentar. Ia să lăsăm și pe coleguțul ăsta. Schimbul de noapte 25%. Perfect. Începând de la 10 seara la 6 dimineața, ca așa ar fi normal. Da, da, da. Ia să vedem, ne mulțumește. Te vezi? Un coleg. Un coleg adevărat. Plus sâmbăta. Sâmbăta sau duminica? Sâmbăta sau duminica, da. Și duminica 50%. Și atunci e bine. Acum depinde de firme, de ce domeniu lucri, că poate să fie mai mult de 50%. De exemplu, ca șofer, dacă mai ai și zile, tu unde lucri, la fabrica la care lucri, zilele de sărbătoare, cum îți, libere? Libere. Liber. Aici s-ar putea să prind să lucri, dar... Dacă aș lucra, aș primi 100%. Exact. Exact așa e și la în branșa asta, vorba aia. Firma evită treaba asta, firma e foarte serioasă și nu se lucrează de obicei. Da. De ce Germania, bade, și nu România? Pentru că sunt foarte multe avantaje aici, în comparație cu țara noastră. Și spune multe la... Dacă ai un permis, nu e ca la noi în țară angajatorul să nu aibă încredere, să nu plătească asigurările. Da. Ai full casco, aici totul e altfel. Ai întâlnit, o șansă. Ai întâlnit și din ăștia la negru? De când ești în Germania? De 4 ani. 4 ani. 4 ani ai întâlnit ceva de genul? În experiența ta de viață. Să nu uităm, dragilor, Petrică are familie, are doi copii frumoși, o familie fericită care și-a întemeiat-o în Germania. Ca în Germania, buddy.
Eu îl felicit, i-am cunoscut și familia, foarte frumoși, copii, soția, o familie extraordinară. Și așa mi-ar plăcea să fie toată lumea, să fie împlinită pe toate planurile și dacă putem pe plan profesional să ajutăm, ajutăm cu mare drag. Cu ce putem? Și în primul rând să fim noi împliniți dacă lucrăm activ în meseria asta de șofer, nu să fie doar patronul fericit. Aia, bravo. Și mulțumit financiar. Trebuie să fie toată lumea mulțumită, trebuie să fii și tu, tu în primul rând, că tu lucri pentru... Familie, să-mi interesezi familia. Pentru doi. Adică pentru tine și familia ta și pentru el ca angajator. Ca să-i faci profitul firmei. Că ai de fapt ideea generală pe care mulți nu o pricep. Se gândesc că doar strict la banii care îi se spun că îi câștigă, dar el ca să câștige banii aia, el trebuie să lucre pentru două părți, pentru el și familie și pentru angajatorul respectiv, să-i aducă profitul firmei. Și de acolo sunt multe de discutat. Și în primul rând, când mergi la un angajator aici în Germania, să nu fii doar pentru tine, să ceri, dar să nu oferi. Pe altă parte. Cum adică? Așa văd eu un lucru. Cum adică? Trebuie să fii și bun în meserie, nu? Doar să ai pretenții și să nu oferi nimica. Adică ce ziceam ce eu te mult, ce știi să faci de 3000 de euro. Oh, Doamne, asta e bun. Da, păi cum? Revenim cu informații. Pe colegul, o reducem finuț. Am lăsat așa un 5 km cu 10 cât are el în plus, și uite-l. Pac! L-am semnalizat. Mulțumește? Nu mulțumește, ăsta nu-i coleg. Ăsta e vai și amar. Nu ne permitem să zicem cuvinte triviale. Zice, ziceai mai înainte cu cum e meseria asta în realitate față de YouTube? Pe YouTube e total diferită. A, de ce? Pentru că dacă ești la volan, mulți comentează pe YouTube și scrie tot felul de prostii, dar când ești la volan, dar nu mai stremură chiloții. Deja altfel se simte, nu? Se simte diferența. Da. Apoi na, eu la toți le zic că meseria asta nu e ca pe Euro Truck Simulator, cum își fac mulți impresia. E o chestie ca joc, dar pur și simplu ăla e un joc. Noi ne jucăm aici cu chestii reale, cu jucării mari și care poate să facă chestii faine, să aducă chestii bune, dar poate să și producă multe rele, multe lucruri nasoale. Și aia e grav pentru cei care nu conștientizează lucrul ăsta. Că meseria poți să o practici dintr-un fel de joacă. Deci cum am zis eu de multe ori, eu sunt ca pe PlayStation aici. Pac, butoane, una, alta, dacă știi tot ce ai în jurul tău să te ajuți. Tu am arătat cu power-ul la deal, da, pac, lăsăm să o aprins LED-urile, el acum o ține, pardon, o ține mai turată decât de obicei, pentru că urcăm. Dar dacă nu știi să folosești toate chestiile astea, o chestie simplistă îți poate crește consumul, lăsând la o parte alte chestii. Dar dacă o lași din calculator, cum zice, cum o trage ea, pierzi anumite lucruri, pierzi timp. Poți să câștigi pe pantă la coborâre. Nu uzezi plăcuțe, nu uzezi discuri, ești în... Uite-l, o intra retarderul. Automat, frână de motor, intra 11-a, automat, fără să-i fac eu absolut nimic. Dar mulți folosesc greșit chestiile astea, pentru că nu folosesc tempomatul sau cruise controlul, pilotul automat, cum zic românii. Nu-l folosesc, nu știu de ce, și din cauza asta sunt cu piciorul pe frână, de acolo se întâmplă multe minuni. Probabil din necunoștință de cauză. Și aia, că am întâlnit eu colegi care v-am mai explicat, eu
care apar n-avea unde e pilotul automat. Și-a lucrat 2 luni și e tot din pedală. Și când i-am spus unde e, că e sub volan, nu i-a venit să creadă. O zic că nu, ca meu n-are. Probabil când... trebuia GPS. Da. Ne trebuia, Doamne feri. Nu, tati, e tristă treaba când vine vorba de chestii de genul ăsta. Pentru că astea îți ușurează munca mult, sau ți-o poate ușura enorm de mult. Contează, uite, la așa un drum cât avem noi de mers, azi o să avem mai mult, 625 de km facem azi. Ieri a fost mai lejereanu, că numai 451, nu m-am urcat și aia a fost. Dar azi avem 2 descărcări, dar asta e mai lungă când ajungem la depozit, de acolo aia o să fie scurtă, dar tot ne mâncă vreo 3 ore. Dus, întors, încărcat, descărcat și așa mai departe. Dar dacă nu folosești chestiile astea și tu ești tot concentrat aici, pedală, frână, o scapi, îți strici cardul, vârfuri, overspeed-uri, minuni. Și ești terminat, ești praf, stai cu stres. Deci nu are rost. De-aia, 85 e o viteză mai mult decât ok, zic eu. Bineînțeles, unde se poate sau unde-i voie, nu pe lucrări unde scrie 60, să ne înțelegem. Dar din cauza asta mulți nu procedează. Au învățat ei așa, cine din pedală. De nuntă poate să dobeze. Corect, corect. Mi-am zis, e foarte datic. Da, și încă cum? Fără număr, de la nasul. Ca și intrare în pe 5. Bă, da, ce-o intrat la muște aici. Simplul împreună și avem de povestit. Ia zile la băieți, bătie, cum e treaba cu Germania, cu stabilitul? Treaba e foarte simplă. Luați-vă cât mai mult bani cu voi, cel puțin 2-3 mii de euro. În rest, majoritatea o să zică majoritatea o să zică de unde să luăm dacă n-avem. Păi atunci nu mai are rost să mai bate drumul până aici. În primul rând, limba. Asta e cheia succesului în Germania. Da, da, ia uite. Am și un claxon de mare de lume. Da, acum. Păi de ce trebuie atâția bani? Ca în stres. Când, trebuie să mergi să-ți faci un anmeld la primărie. Pentru asta trebuie să faci dovada că ai locuință. Ai locuință undeva, să te primească la lucru. După aia munca iară, să ai un serviciu. Dar e de discutat. Deci vedeți, dragilor, că nu numai eu vă zic treburile astea. În primul rând, pe primul loc, e limba. Fără limbă, nicio șansă. Corect. În al doilea rând... Nu vorbim de limbi în cur, atenție. De limba străină, din țara în care vreți să ajungeți, irelevant care. Dacă ajungeți în Germania sau în Franța sau în oriunde, poate să fie frumos pe din afară. Nu? Cum ziceai, că... Toată lumea îi se pare tuturos, dar când ajungi aici și încerci să te stabilești, atunci e o mare diferență. Toată lumea care vine de a vizita. Așa, da. Da, așa e frumos să vii în vizită în Germania. Din exterior pare totul minunat. Da, și încă cum? N-ai văzut câinii cu covrigi în coadă, că mai da, înainte au trecut strada. Voi nu știu ce să zic. Pe toate casele, da, cum? Bani aici. Cum? Nu mai trebuie culeși. Da. Oh, oh, oh. Se uită și la ultimul cent. Știu. Numai noi nu ne uităm la ultimul cent. Noi suntem tare darnici. Și în primul rând aici trebuie să aveți grijă la prietenii falși.
Ce vorbă mare. Păi de ce? Ce ar putea să facă lumea? Prietenia aia. Să te încurce mai tare decât ești. Aia e. Clar. Din păcate, Petrea nostru ne zice un adevăr foarte trist. Pentru că... pare dur pentru unii. Păi ce dur, tati, că e realitate 100%, dar... dacă am fi noi, cum ar trebui să fim? Cum ar fi? Să fim mult mai uniți, dar se pare că e total opusul. E greu pentru unii. Și asta din ce cauză crezi tu? Din lipsa banilor. În primul rând, românul trage fiecare pentru el. Nu se ajută unul pe celălalt. Și lipsă de informare. Aș mai completa eu. Pentru că vin toți cu o mentalitate din urmă vechită, bazată numai pe prăduială, pe las că ne descurcăm, e bine așa, mai rău să nu fie, și se întâlnesc cu sistemul unde totul se plătește. Se plătește tot în Germania sau nu? Normal, apa, curentul, deci prețurile sunt foarte mari. Primul șoc care l-am avut eu în Germania, când am dat eu de Germania, a fost că trebuie să cumpăr apă de băut. Deci ăla a fost primul șoc. Cum dracu să cumpăr apă? Că zic, la noi, cum eram obișnuit eu pe vremuri, eu beau de la chiveta. Și apoi na. Și câte și mai câte. Bine, să nu vorbim de Franța, când am fost cu fetele în Franța și am băut numai Evianul, pește oceanic marinat. Pe lângă că nu mi-a plăcut deloc la gust, are un gust așa de mâl, așa stătea mie în gură. Și scumpă, frate. Deci o căruță de bani am dat numai pe apă. Am prins și o zi de aia faină cu soare, grupa mare. Și peste tot mai Evian. Pe unde ne-am plimbat, că nu știam noi locațiile să intrăm pe temiri unde. Și apoi așa pe viteză, pe repede înainte, am dat cu banii ca leoparzi. Și nu-i baș interesant, dar na. Ce-a fost mai tare și mai interesant, că la întoarcere din Franța ne-a rămas o sticlă în mașină de apă. Și după vreo două zile am găsit-o și nu mai știu ce era murdar eu pe mâini și zic, dar nu mă spăl eu pe mâini cu apă din Franța, de Evian. Ca bogați! Dar urâtă, nu mi-a plăcut-o deloc la gust. Și apoi na. Deci, dragilor, grijă mare cum vă hămați la drumul ăsta al vieții. Nu ascultați pe oricine, în primul rând. Nu vă luați pe oricine. La ce te referi mai exact? Mă refer, dacă spune cineva aici se câștigă 2000 de euro sau 2500 sau așa. Trebuie din surse sigure să merg, să probez. Cam care media de salarizare din 4 ani de experiență ai tăi, începând de la agricultură? Agricultura e cea mai prost plătită. Da. Și de ce trag mulți români oare la agricultură? Chiar nu pot să dau un răspuns. Păi asta ți-l dau eu, zic eu, subcultura sau incultura sau necunoașterea multor chestii. Aici, dacă nu ai o calificare și să fie legalizată și e foarte greu să găsești de lucru. Adică pune neamț accent pe acte mult? Foarte mult. Pe diplome și chestii, cursuri de orice. Cursuri pentru limba germană, de exemplu, cum e la noi aici și altele. Să ai un permis, fără permis ești mort. Nu poți să mergi la serviciu. Sunt foarte multe care trebuie luate în calcul. Da, păi. Și eu le-am zis la oameni, trebuie neapărat o mașină bunicică, dacă nu chiar bună sau foarte bună. Uite pe băieți, aoleu, ce-am văzut acolo în remorci. Da, păi na. Ce să faci? Care să nu te lase, vorba aia, cum sunt prețurile pe la service pe aici? Foarte piperate. Nu vă sfătuiesc să... dați pe la ele. Da, ce ai avut tu de reparat pe la mașină? Ce nu am avut? Ah. Mie mi-au ajuns două arcuri la Vectra 367 de euro. Numai arcurile și manopera. Da,
m-a omorât ăla. Când mi-a zis 180 și nu mai știu cât de euro, 183 de euro și ceva, zic ok, zic lasă frate, bagă-le pe țavă, de bucată, zice, bă, ești nebun. Păi pieța are un preț plus... 100 de euro a fost arcul. Și manopera? Restul. Deci 200 arcurile și restul până la 367, îți dai seama, manopera. Bă, zic, vă sunteți nebun la cap. Păi cu banii ăștia făceam capitala în România. Dar na, asta e Germania. Stai să vezi că acum la Otilia mea trebuie să-i schimb discurile pe față, plăcuțe față, plăcuțe spate. 600. Cât e mai nou, poate, da. Ca boieri. GPL-ul mai mare. O zis ăla așa, finuț, ca să nu mă speri, aproape 600. Zic, la, asertat, deci ce mai uns, mai omenit. Da, mai și apoi... Și păi, dar e cam 100 de euro la Opel... Zi, manopera pe oră. Aproape, că e 89 de euro și ceva cenți dacă ești clientul lor, ceva de genul, că dacă vii cu mașină de la altă, cum ai tu, Volkswagen-ul, să vii cu el acolo, sare de 90 de euro, 100, nu mai știu câte, am văzut pe tabelul ăla acolo. La fel și cu roțile de schimb, că m-a șocat, 27 de euro 50 de cenți, un schimb de roți, deci nu cu... Numai să le ia din portbagaj să le pună sus frumos. E, dacă e cu montaj, cu echilibrat, cu alte minuni, aoleu, alți bani, altă distracție. Dar păi na, eu am dat, cât am dat, 50 de euro pentru chestia asta. Mi-au schimbat cauciucurile pe jante și cu echilibrat cu totul lui tot. Și apoi când te gândești că diferențele sunt enorme dacă le transformi în lei, dar eu asta le-am zis la toți, să nu calculeze în lei aici. Orice plătești, în banii care îi câștigi. E ieftină, plus curent, gaz, asigurare, auto, plus etc. etc. Da, dacă mai ești copilaș. Plus copii, oi. Alocația nu e chiar așa cum pare. 190 de euro pe lună nu e. Adică? Pare. Nu pare multă sau cum? Ai, Dorele, ce facem? Ne mișcăm și noi mai cu talent. Da, o adormi, săra cu taxi. Păi nu e că, din câte am văzut și eu pe aici, pe acolo, Pampers-uri, ca de obicei, ca peste tot, că peste tot unde sunt copii în lumea asta, cheltuieli mari. E vorba aia, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Dar, na, depinde. E una alta. Deci e cu skepsis, dragilor, treaba cu Germania și nu numai cu Germania. Orice țară europeană, altceva decât România, cu care fiecare s-a obișnuit, că de acolo plecăm toți. Deci nu vă zic tâmpenii ca să ajungă careva pe aici să zică după aia că bă, că eu de fapt știam altceva. Nu. Că nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Ia uitați-vă că nu-i niciunul. Tot îi caut cu privirea și nu... Nu se găsesc, nu? Te umflă râsul? Păi da, așa îi, fratele meu, că... Marea majoritate pe ideea asta merg. Adică ori vorbit ei cu cineva, ori auzit ei de la nu știu cine, și când stai să povestească cine ți-o zis, unde lucrează, ce...
Ce? Din lateral am văzut că e un abuz. Nu știu, pe, am trecut odată pe aici cu mașina mică, dar eram în frânare. M-oblița, dar se pare că m-or ierta băieții. Eram la limită, probabil. Dar na, dacă e blitz, e blitz. Cum ziceai, cu oboseala. Uite-o, tanti, ne salută? Hello! Nu ne salutat. Dar s-a uitat. Cum ziceai, cu oboseala. Ar fi bine să nu conducem la volan obosit. Mai bine să facem o scurtă pauză sau o pauză cât de cât, o oră, două, la un drum lung și e mult mai bine. Păi de ce? Am pățit-o pe pielea mea. Ce-ai pățit? Am dormit la volan. Aoleu. Cu unde ai dormit? Mergând în Germania? În România. Auzi. În aceeași greșeală la care o fac majoritatea. Să grăbesc acasă. 700 de kilometri. Păi mai nu? Aveam 100 de kilometri și acolo. Acolo se întâmplă tot timpul nebunelile. Păi și cum ai adormit? Chiar nu pot să îmi dau seama. Să-mi explic. Te-ai ațipit sau cum? Nu. Bun, bine că te-ai trezit, Doamne ajută. Îmi dai seama ce... Dar bine că... Energizante sau cafea ai bea, te deprinde oboseala. Da, bade, dar nu sunt bune energizantele alea. Eu am băut și eu o grămadă de cocktail de ăla periculos. Aveam 2 litri de cola combinat, deci 2 litri cocktailul. Bombă. Cola cu cafea și cu Red Bull. Deci tu îți dai seama ce e acolo? Bomba! Bomba! Un, două, stres! Era numai un pasidoba, Dante, Maria! E, dar aia 2 litri beam până în Germania, din România, când plecam cu persoane. Și după aia la întoarcere nu mai făceam cocktail de ăla, dar luam doze de Red Bull sau de și cafele. Și cola, bineînțeles, lângă mine. Și uite așa eram, inima la mine ca la iepure. Trist. Să mai conduc în continuu. Nu mai fac. Păi eram ca negru ăla din filmul ăla, Two White Chicks. Nu știu dacă l-ai văzut, care o tras, nu știu ce, anabolizat de pe nas și dansa el în discotecă cu lasere de alea pe... Cam așa eram și eu, băi, frate, dar e, și când picam, picam ca lemnul. Păi și că nu mi se întâmplă niciodată, dar am pățit-o pe pielea mea și acum știu că nu mai, să nu mai fac așa ceva, că nu e bine. Foarte bine, bade, mai ales am zis, te gândești la copii, la familie, la cei dragi, că îți trece imediat, după aia, mai ales dacă scapi dintr-o chestie din asta doar cu sperietura, cu, știi, bănesc că te-ai speriat când te-ai trezit, nu? Poate era mai rău. Nu, nu, nu mă refer să reacționez, nu știu cum. Nu, dar așa, în sinea ta, când ai văzut că, bă, ce era să pățesc. M-am făcut să gândesc altfel. Ai văzut? Că alții n-au mai apucat nici să gândească. Din păcate, aia e trist. Și oricât le zici la oameni, bă, oameni buni, dar unde vă grăbiți? Cât câștigai dacă plecai 1700 de kilometri să conduci până acasă? Cât puteai să câștigi? Bun. Și dacă ajungi acasă, să zic, după 1700 de kilometri, ce faci când ajungi acasă? Păi nu mai pot să mai fac nimic acasă. Te culci, nu? Deci cam aceeași chestie, ori te culci pe drum și ajungi mai odihnit acasă și numai bine poți să stai și tot o treia să... Așa te ajungi acasă, să te culci și dormi, că eu am dormit și 24 de ore non-stop, că s-au speriat ai mei toată lumea că ce faci ăsta de nu se mai trezește. Eu când m-am trezit aveam impresia că am dormit, nu știu, dar nici într-un caz aproape 24 de ore, dar nu mă puteam trezi, așa de oboseală a fost în mine. Și m-au lăsat tot să dorm, dar era ciudat. Of, ce mă nervează asta, că tot mi-a pare aici că trebuie să duc să la service, dar lasă-mă. Și energizantele nu mai fac efect. O
Dar nimeni bune că ți atacă herțul, tati. Ți atacă herțul grupa mare. E doar un miraj. Chestia sau că probabil ajută pe moment. Ajută pe momentul, Doamne iartă-mă, că și ăsta are cofeină, Coca-Cola, Pepsi, chestiile astea și au cofeină. Taurină conține ăla, energizantul ăla. Dar dacă bei unu, eu am pățit, acum de când nu mai beau din alea, de mulți ani, am băut unu și m-a luat un somn, deci a fost exact reversul. Am luat ca să, așa, să zic, bă, acum îi dăm. Și m-a luat un somn, de am dormit după aia vreo 3 ceasuri de, n-ai văzut de alea. Am dat și banii pe Red Bull, am și dormit, zic, na, ce m-am distrat. Deci, nu știu, la mine a fost, a fost un efect exact invers. Și asta a fost acum, când dracu, anul trecut, când am fost spre casă, dacă nu mă înșel, după nevastă mea. Deci a fost tristare, băi, frate, bă, dar cum? Zic, am dat banii pe Red Bull, dar m-am culcat după aia 3 ceasuri prin Austria, că n-am mai putut să mânt. Dar e mai bine așa, am ajuns în siguranță, toată lumea happy. Pierderea, un flacon de Red Bull. Caca-maca. Odihna-i a doua chestie după distanță ca pericol de accidente în trafic. Că nu mai ești inert atunci, nu mai realizezi nimic, nu mai reacționezi. Da, ești legumă. Și eu am fost și culmea, deci e trist când eram la persoane. Aveam oameni cu mine în buz. Și eram ca un zombi, efectiv. De când te uitai la mine, eram tot desfigurat. Parcă îmi cădea maxilarul, parcă toate erau aiurea. Era mecanic deja totul, știi? Și nu a fost bine. Da, iaca, m-a oferit Dumnezeu și acum îmi dau seama că nu e bine deloc, nu mi-a folosit. Da. Am oferit pe toți. Da. E bun. Ce face ăla? Ce realizări sau ceva de genul au făcut? Păi nu că și-a luat o mașină bengoasă. Ce mașină și-a luat bengoasă? Ha? Și-aia în rate? Dacă nu neapărat că rate, dar mulți înțeleg altfel bengoasă. Dacă îi dau un exemplu, din 2005 e bengoasă. Suntem în 2018 totuși. Dar nu mai văd mai departe de ce pozează unii alții prin România când se întorc, că pe aici eu le-am zis la mulți. Lui sau nu e așa, unii își mâncă de sub unghii sau stau clai peste grămadă. Lui sau nu-i? Așa. Păi... Și atunci se baită că eu nu știu cum, că tralalala, te întâlnești cu ei, frate, și nu mai știu românește. Aici mănâncă de sub unghii, dar în țară... Păi da, nu? Eu nu ți-am zis eu cum eram când făceam transport de persoane. Când îi luam de la câmp, de unde lucrau fiecare, sau de la îngrijiri bătrâni. Fiecare cu o grămadă de pachetele, de una, bagaje, ca toată lumea. E, pe autostradă, bineînțeles că ne negociam la preț, la sânge. Ei încercau, cel puțin. Fiecare mergea cu făfârlica oarecum, dar când ajungeam pe autostradă, păi cine era ca ei, frate? Cafeaua cu 3,50 €. Se transformau. Da, Red Bull, frate, că trebuie să bem Red Bull și tot felul de minuni. Și pe drum cheltuiau o grămadă de bani care, să zicem, i-au negociat în mintea lor, știi, cu mine sau cu X sau cu Y cu care îi ducea. Dar multe, tate, am văzut. E trist, tare. Și aia încerc să le zic la mulți să nu mai facă pe aceleași prostii, să creadă orice. Ai nevoie de bani și de limbă. Dacă vrei să pleci din România, să te stabilești în altă țară, ai nevoie de limbă și de bani. De o sumă de bani stabilă care să... Plus experiență într-un domeniu. Aia e bun, dacă vii fără experiență, e clar că ești pământ de flori.
Adică ajungi tot la agricultură, dacă ajungi acolo, că depinde. Da, pe nu. Bă, da, bun, nebun, dar o să vezi tu când ajungem în zonă la mine acolo. Agricultură, căpșuni, cartofi, șparghel, toate mine, flori, de toate. Și fai de mine, deci câtă lume e pe câmpurile alea, te doare mintea. Acum nu știu câți dintre ei sunt de ai noștri, câți mai sunt și alte nații, că nu numai de ai noștri, vin și din Polonia și din Croația, am auzit, și din mai multe zone estice. Dar plata e sub orice critică și lucră oamenii aia acolo din câte îi văd eu zi lumină. Bagă camigul. Da, păi na, capul face, capul trage.